În urmă cu câteva săptămâni, în urma producerii unui accident de circulație pe strada Mesteacănului din zona contactoare, reprezentanții primăriei promiteau că în cel mai scurt timp se vor lua măsuri pentru fluidizarea traficului. Chiar dacă lucrurile au început mai târziu față de termenul avansat de primărie, acum în zona respectivă este un adevărat șantier. Se decupează trotuarul pentru crearea unei alveole în care să oprească autobuzele și microbuzele, astfel încât șoferii de autoturisme să nu mai fie nevoiți să facă depășiri riscante. Deci facem stație de autobuz. Intrăm în trotuar ca să fie refugiu, să nu mai obtureze circulația când oprește stația autobuzul, microbuzul sau alte mijloace de transport. E o lucrare care s-a impus? E o necesitate și primăria a stabilit să rezolve problema acolo, că se produceau ambuscade de astea. Stăteau toți în spatele autobuzului, în același timp venea roșu de la stop și se încurca circulația. Și pentru a descurca, facem acest refugiu pentru autobuze. Stația de autobuz, normal, cum se face peste tot, intră, să nu oprească circulația niciun fel. În plus, în următoarele zile, în fața fostei fabrici în care funcționează acum un club, se vor monta stâlpișori metalici pentru a împiedica șoferii să mai parcheze pe trotuar. Vis-a-vis de această stație de autobuz este un club și se parchează frecvent mașini pe trotuar acolo. Da, am început de astăzi, plantăm niște stâlpișori de aia de protecție să nu mai poată să intre nici acolo mașinile, că și alea strică și aspectul și nu e în regulă să stea pe trotuar unde circulă oamenii spre parcul trenetului, spre sala sporturilor, spre dorobanți, unde se mai duc oamenii. Și în perioada următoare, potrivit conducerii Urbiser, vor avea loc astfel de lucrări în municipiul Buzău. Aceste măsuri se iau pentru fluidizarea traficului și pentru protejarea pietonilor.